Da, sunt un fan al Universității Craiova și eu cred că în egală măsură și cei care susțin echipa din Liga 1 și cei din Liga 2 trăiesc același sentiment al apartenenței la familia suporterilor Universității Craiova. Deciziile instituțiilor sau a tribunalelor, pentru că au fost, din păcate, chestiuni care au trebuit tranșate în instanțe, nu vreau să le comentez și trebuie să le respectăm. Trăim într-o țară democratică și oricine este liber să țină cu ce echipă vrea și nu judec niciun fel de situație sau o persoană în funcție de opțiunea lui. Deci dumneavoastră, suporterul Craiovei, nu vorbim acum de ministrul Și sportului, stabil că suporterul Craiovei a spus mă iau după ce hotărăsc instanțele. Acolo acea este Craiova. decizie a afilierii în Liga 2 a fost, cred că, contestată în instanță. Da. Deciziile federațiilor au fost atacate la vremea respectivă. Instanțele în această țară s-au pronunțat pe acest subiect. Nu vreau să comentez și nici nu vreau să intru în polemică, credeți-mă. Nu un ministru al tineretului și sportului trebuie să judece situații punctuale sau, Eu eu acum vă știu. întreb ca suporter al Craiovei cu abonament la stadion. Nu Cu vă întreb ca abonament din ministru. moment. Da. De foarte Aveți mulți pe... ani, merg de când eram copil și copiii mei la fel au abonamente personalizate și vă vom face de fiecare dată cu mare drag. Foarte frumos. Înseamnă că aveți speranțe acum cu domnul Bergodi într-un titlu la Craiova? Ne punem speranțe în fiecare an, domnule. Visăm la titlu an de an și indiferent de ce se întâmplă, pentru ei, pentru mine și pentru noi suporteri, ei sunt campioni. Știți foarte bine ce înseamnă să soții o echipă cu sufletul. Ce să zic? Aștept acel moment, foarte mulți craioveni, olteni și oameni suporte din întreaga țară așteaptă acest moment. Când se va întâmpla, noi vom fi bucuroși să-l... Am avut acum 2 ani o mare bucurie cu acea cupă. Probabil că va veni și campionatul. Ce fel Mie de îmi place ce se suporteri sunteți, întâmplă domnule Stroie? Sunteți genul ăla la... care, olteanul, care țipă la stadion, pune presiune pe echipă sau stați cu minte și mâncați floricele? Ei, ne mai scapă și nouă fel de vorbe. Știți foarte bine câtă pasiune pun suporterii în susținerea echipelor lor, mai ales oltenii care sunt ușor mai înflăcărați. Nu, merg pe stadion, să știți, în copilărie mergeam chiar în deplasări, pot să confirme oameni din ambele tabere, apropo de taberele de la Craiova, că făceam Da. acest lucru. Și mi-e foarte drag, ca să spun, să merg la stadion, să socializez cu prietenii, să comentăm meciuri. Nu numai fotbal, dar lucrul acesta se vede pentru că, într-adevăr, sunt suporter vechi și Atunci mai înseamnă că știți ce înseamnă să mergi pe țambal cu trenul? Ați mers da, la țambal vreodată? am trăit și această experiență, cum la fel am trăit și A, deci incidente. sunteți suporter adevărat, ultras. E mult spus ultras. Mergeam oarecum separați grupul nostru de prieteni de nucleul galeriei la vremea respectivă, dar am fost în deplasare.